Primii sportivi ai Stelei care efectuează un cantonament în hotelul noului stadion din Ghencea sunt fotbaliștii de la echipele sub 17 și sub 19 ani. Componenții celor două loturi susțin un stadiu de pregătire centralizată de 10 zile în complexul sportiv Steaua, dar gândul le zboară spre noul sezon din Liga Elitelor și spre marele vis, să prindă un loc în prima echipă din Ghencea. Ne simțim foarte bine, pentru că suntem prima grupă, primele grupe. Ce să spun? O să ne antrenăm foarte bine și o să răsplătim clubul. Ai văzut nou stadion? Ce impresie ți-a lăsat? Mi-a lăsat o impresie foarte bună, frumoasă, de-abia aștept să joc pe el. Este o mândrie să joc la acest club, totdeauna mi-am dorit să joc la Steaua și mă simt foarte pregătit și foarte mândru și nu vreau să dezamăgim pe nimeni. În noul clasament al Academiilor de Copii și Juniori din România, dat publicității recente de către Federația Română de Fotbal, clubul Steaua București se află pe locul 13, iar antrenorii Alin Dumitriu și Cătălin Dănilescu sunt conștienți că așteptările vor fi mari în noul sezon. Un pas extrem de important pentru clubul Steaua, s-au făcut eforturi foarte, foarte mari din partea celor din conducerea clubului, un dosar de licențiere foarte, foarte bun și ne bucură extraordinar de mult acest aspect. Noi am ajuns pe această poziție datorită condițiilor care le avem, terenurile, avem absolut tot ce ne trebuie pentru a face performanță.